Inițiativa acestui proiect a fost de rentabilizarea activității NET-ului, nu de scăderea facturii la populație. Pentru că dacă noi nu rentabilizăm activitatea acestei societăți, cu siguranță ajungeam la un dat într-un blocaj și în primăria nu mai avea de unde să subvenționeze această unitate și cu siguranță sunt orașe în România, și dacă nu înșel, Brăila este un exemplu, care au renunțat la agentul termic și au lăsat populația să se încălzească cu alternative, adică centrale proprii sau de scară. Asta a fost ideea primării municipiului Focșani și a fost singurul local când a dorit această investiție majoră. Mie personal, fără apă caldă, că nu consum apa caldă, am 5.830.000. Numai încălzirea? Numai încălzirea. Pe luna decembrie? Luna decembrie. Vecinul meu, tot cu două camere, cu apă caldă, cât a consumat, că eu sunt administrator, dar are apă caldă, are 5.980.000. Deci noi întotdeauna plăteam fără factură să ne vină factura. Nici așa plăteam că e o scară foarte conștiincioasă, am o scară foarte ordonată de oameni. Dar în cazul când a văzut, s-a speriat de așa sumă. Din primăvară ce vreți să faceți? Să ne montăm centrale. Facem într-un fel, ne ducem, facem în rate, că mai găsim unități din astea care montează centrale cu plata în rate fără dobândă. Și începem de acum. Dau un avans acum, pe urmă dau un rate, cam de fapt de anul trecut am vrut, dar m-am încântat că vine reabilitarea asta termică și zic că ei, o să ne coste mai puțin. În luna noiembrie am plătit 1.760.000 fără apă caldă. Și în decembrie 5.830.000 am. Toți oamenii de pe scară sunt. Sunt cei cu 3 camere, au vreo 8 milioane cu apă caldă. Ai o factură de 6 milioane la două persoane, nu e cam mult? La două camere, nu e mult, domnul director, că nu v-am cunoscut până acum. Deci vedeți cum face documentele. Să mai regândim dacă până la cumulim în casă facem. Și și cu că da, nu aveți posibilitatea să închideți de jos. Dar nu avem, nu avem de la mai avem conform legii. Nu, băi, trebuie să dăm un anumit grafic. Ce de temperatura de afară. Pentru că a fost foarte frig. Dar la fiecare temperatură de afară, trebuie ca să fie o anumită temperatură a agentului termic. Altfel, protecția consumatorilor ne pedepsește. Veniți cu indexul, veniți cu tot ce aveți dumneavoastră. Nu am niciun index. Nu știu nici până ce trebuie. Mie mi-a cerut la sfârșitul lui decembrie, mi-a cerut de la dumneavoastră telefonic să-i dau apa cald. Problemele nu se rezolvă după scări de primărie. Veniți cu documente și de sută. Dar ce documente dacă nu mi-a lăsat nimic? Ce să vă duc? Să văd factura. Cu citire. Cu factura. Cu citire. Cine a citit dacă vrei la urmă? Cauze și ori nu am. Din ochii nu era ce. Domnul administrator. Cu cine se